Wow! Jocul ieftine cu prețul de speriat pe geduia.com. Link în descriere. Salutare, mă, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod în care nu am facecam pentru că am uitat să mi-l activez. Bun, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi jucăm cu Hitmanul, pentru că ultimele episoade ce au fost? A fost cu mafiotul și bineînțeles cu polițistul, că a fost el rănit sau alte nebunii. Astea, ciudățenii. Iar astăzi vom merge cu acest, practic, mafiot care îl cheamă, pe care îl cheamă Flocea Găinaț. Cred că toată lumea știe pe Găinaț, Flocea. Și mergem să ne facem treaba de Hitman importanți. Uite, mă, cum parchează ăștia, bă. Asta e o mașină de pe stradă pe care am găsit-o, deci vom face uz de ea. O vom uza și o vom folosi, practic. Bă, dar ești mechere mașinuța asta. Știu, sunt retardat, am energie, nu știu de unde a venit, pentru că am dormit doar 4 ore astăzi. Îmi cer scuze că n-am pus episod nici ieri, nici alaltă ieri și nici live-uri n-am mai făcut, dar frate, am dormit ziua, noaptea am stat și noaptea dacă stau, nu prea sunt foarte mulți oameni pe server cu care să registrez și cu care să faci o caterincă sau alte chestii și n-am înregistrat, practic, pentru că n-aveam cu ce să registrez. Dar astăzi m-am apucat eu așa la ora 7, cu o oră înainte să fac live-ul, dacă întârzi live-ul, asta este, dar măcar avem episod pentru astăzi. Și, na, ce să zic, căutăm clienți pentru domnul nostru de aici, tipul ăla cu Logan. Deci când am băgat, când am primit apel practic pentru Hitman, revin. Practic avem un apel. Și scrie acolo în mesajul ăla, necesitam o ceva, nu știu, nu pricep, cred că e japoneză. Sau rusă? Posibil să fie un rus surcuri și nu prea te înțelegi la bani. Dar încercăm să vorbim prin semne măcar. Ajungem cât mai repede la destinație. Care cred că e departe undeva, sper să nu dau de probleme chiar eu. Dar sper să fie... Sper să fie un om cu care te poți înțelege. Opa, așa. Clăbuță mașina asta, arată bine, dar nu prea aduce bine, bine. Ok, aproape, destul de aproape. Necesitam o sucai din ahoi ceva, mi-a zis, nu mă ce minte. Cred că asta e. Ok, bine. Bună ziua! Ei, hey, cabron! E din Ahoi? Necesită că mă atest la poliția. Poliția? Si. Dime parola. Care-i, mă, parola, că... Ca să știu și eu dacă ești polițist sau nu. Suca, bilet, parola, nahui. Curva. Su nombre... Si, 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 silencio... Si, silencio, si, silencioso. Aha. Poliția, tu quieres mi matar poliția? Si. O să te coste... te va ia costar sau ceva? Bani, mulți bani. No, nu es una problema. Dame 10.000.
Ten, Sì. 1, 2, 3, Sì. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ori 10, 10 dolaris, euro, ron. Merci. Pe cine vrei să matar? Cine, Dime un sì, cine, nombre. nombre silenzioso, sì, silenzioso. Silencioso, silen. Estar policía silencioso Sì, 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 sì. Ok. Puedes caminar, drive me to the I like motorcycle. Can you puedes I need to garage, garage. Sì. Mi coace sta stricată. Gracias, hombre. No problema. Era sigur că mă lasă la garajul ăsta. Apropo, știu spaniolă destul de ok, dar facem chestia asta la Caterinca. Gracias. Aquí. Estás tu te piaceare vaginas pentru că tu tenes vagin în the car. Eres un mas mujeres gay? No, 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 no. Ok, te voi a contactar, o te contactez practic. Sì, ok. Sì. Ok. Quanto tempo? Tempo no limit. Am minute nelimitate. Ok. E sunt mult. Quieres Ok. te sunar so you can kill him? Să l omor tu, adică? Sì. Very nice. You have a nice zi. PC. E blocată? Am înțeles, vă, că urlă de foame, foame. Chem acum poliția, să vedem. Acolo pisicuța, că o să vină să te salveze imediat. Miau. Pis. Pisicuța. Opriți sirena, doamne, că o speriați, opriți sirena. Am oprit-o, lume, am Domnul oprit. polițist, am o problemă mare de tot. Puneți. Mergeam și vedeam singur de treabă și am și mașina puțin stricată, căutam un mecanic. Când văd o pisicuță în copacul acolo, am încercat sus, aveți, m-am În urcat în copacul ăla? copac, vedeți că am corpul foarte, foarte... Da. Bine făcut așa, domnule. Foarte sportiv, foarte Foarte da. sportiv. Și am căzut unde mi s-a mandat cu spatele de pământ acolo și pisica a fugit acolo și acum țipă într-una. Veniți să vă arăt unde e pisicuța, poate puteți să o luați dumneavoastră. Uitați-o de unde sus acolo. Și nu poate să se dea jos. Ma. Și mi-o urlă într-una. Ia auziți-o. Da, zonă, sunt ce să mă scrii pe mașina asta. Eu aș putea să o dau jos O, acolo. opraș. Da? Nu mai sunt în așa formă bună. Pis, 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 op. Luați-o, domne, de acolo și dați-o jos.
Era. Domne, a sărit, a fugit. A fugit. Cred că a murit. N-a murit, domne. Mai are 8 vieți. Veniți după mine, domne. E aici. Domnul polițist. Unde? Stai, pis. Stai. Vă-ți dau cașcaval. Pis. Nu mănâncă cașcaval. Uite aici, domne. Pis. Aurel, ce se întâmplă? E pisicuța, doamne, așa mai miau noi, veniți repede. Nu știu unde a dispărut, domne. Pis. Unde e, doamne? Pis. Nu fi pe aici? Pis. Veniți, domne, că... am văzut-o! Pis, stai! Pisicuță? Pis. Uite-o! Unde e, domnule? Unde l-a sus futus morții, mătii? Taaaaa... Domne, eu vin să salvezi pisicuța și noastră, mă... A scăpat! Taaaaa... Oricum am vrut să-mi pun să omor, că nu supor pisici, l-am și alergie. Păi și de ce mai mă chemați, domnule? Inițial v-am chemat și am vrut să vă mint că e o pisicuță în copac, dar s-a întâmplat să fie o pisicuță pe casă acolo. Mă înțelegeți, domnule? Ce vezi, dacă domnule, mai vine pisicuța pe aici, o să o vor de față cu dumneavoastră și vă dau să o mâncați, domnule. Ce-ți vorbea cu popa ce prostul aveți, că a mâncat pisica moartă? Nu știu. Hai cu fața la perete acolo un pic, vă rog frumos. Dar ce v-am făcut, domnule? Nu încercați să faceți o mișcare bruscă sau să folosiți căscuța, că o să muriți pe loc, domne. Unde e, domnule, ați văzut pisicuța? Pis. E un cățel aici, domne. În genunchi. Unde? Nu mă vorbiți, vă rog, e frumos, ca în familie. În genunchi, domne. Mă dau și genunchii. Lăsați, domne, câinele în pace. L-am speriat, dă-l dracu și la cățea, mă, și la cățelul de ăștia am alergie. Dacă era vreo maimuțică ceva, o iubeam rău de tot și o am luat cu mine peste tot. O maimuță mi-aș dori. Da, domne. Haideți să vă iau căscuța de aici după umăr. Doamne, dar ce aveți acolo la gât, domne? E un ventilator, domne, că sunt mai bine făcut așa și îl mai folosesc că transpir repede. Haideți acum. Că mă cizare are gas sau cum? Haideți, domne, că n-am venit să facem glume. Veniți după mine, vă rog frumos. Da, dar nu mă morți, vă rog, e frumos. Nu domne, nu vă obor, doar vreau să vă arăt ceva frumos. Ce vrei să-mi arătați? Ia stau de cățelul ăla nesimțit. Ajutor! Scura! Dacă mă țipi odată, stau cu glonțul în cap. Hai repede încă. Nu e bine pe aici. Vino. Mișcă fundul, arunc. Aderg eu mai repede ca tine, bulangiule. Nu pot, domne, că am cătușe la mâini și mă împiedic. Aici, domne, veniți. Eu nu sunt așa sportiv ca noastră. Am ventilatorul ăsta. Cățelul. Uță. Lăsați, domne, câinele în pace. Lăsați, domne, câinele în pace. Cuțu. Haide, domne. Cred că o putem lua pe aici, veniți după mine repede, hai. Și gura mică. Ați o bicicletă aici. Masă bicicletă. Hai de la mine, vă rog frumos, repede. E dai de... Hai mai repede, nu trageți de timp, domne.
Imediat, domne, nu vedeți că am cătușă, ia mâini de-abia în reg, domne. Da, să vedeți cătușa. Da, să nu faceți rău, da? Eu niciodată. V-ați deschis-o? Da, domne. Așa, mersi. Puneți-i și mie centură acolo. Ia că vă pun acum. Mergem într-un loc mai tunecat să vă arăt puțica. Am un fetiș cu polițiști, nu, domnule, doamne, și nu. Nu, doamne. Să știți că eu nu sunt gay. Dar nu trebuie, sunt eu. E de ajuns ca unul dintre noi să fie. Nu mai puțin să dau un telefon. Nu știu dacă avem plugin-ul ăla de telefon. Dar cred că l-am spus că era băguit. Dar mă știți de undeva sau ceva? De știți pe unde sunt? De unde, domne, să știu de sunt? Te-a sunat la poliție, domne. Vreau să zic de unde sunt. Pe ea, domne. Ia, când atunci mergi, doamne. Am pe cineva care vrea să vă cunoască, care are același fetiș ca mine cu puțica. Doamne, dar de unde mă știți pe mine? Poftim? Mă știți de undeva? Sau ce aveți cu mine? Cum vă cheamă, doamne? Poftim? Cum vă cheamă? Agent Octavian, doamne. Comisar, Octavian? Scuzați-mă. Doamne, cred că am greșit. Ia tot simte-ne! Iată așa că vă dau jos de mașină să-mi iau publicul. E posibil să fie greșit adresa, doamne. O să-mi iau buletinul de la spate. Neacșu Octavian, doamne, mi s-a spus că e ceva de silențios sau ceva și mi-a dat așa cum, da, ar, domne, cum așa arătați. Da, doamne, așa mi se mai spune. Mi-a spus cum arătați, așa cum vă îmbrăcați și asta v-a luat acolo. Haideți, doamne, da, toate înapoi mașină. Asta e, asta e priorică mea, doamne. E perfect atunci. Da. Păi și cine vă zi, doamne, de mine? Un prieten vechi de-al dumneavoastră din grădiniță. Din grădiniță? Nu fi ratatura care îi băteam zi de zi? Ah, scuzați-mă. Ia uite, domnule, îți place ceea ce vezi? Aoleu. E cam mică, domnule. E cam mică. Haideți-ne că ai răspuns ăsta la SMS. Mergem într-o mică excursie. Așa, domne. Poți să spuneți, domne, și mie, câți ani aveți că sunt curios, că păreți așa tânăr? 18 de ani, 18 de ani, am și eu acum, sunt angajat. Am intrat cu pighe, cu d-astea. Am înțeles. De-aia nu am cu așa de mare. Nu înțeleg, sunteți agent de la doamne, prima oară? Nu, s-a amintat copii că sunt comisar direct. E taică-mi, e șeful, e ăsta, acolo prieten cu șeful poliției și chestii de genul. Am înțeles, doamne. Și cu Virgil ăla sau cum îl chema pe ăla? Că toată lumea vorbește de el care un fiu. Nu știu de dânsul. E ăla-i domnul șeful, Pedofrescu, că îl cheamă. No, nu știam. De ce lumea care are un fiu care face rele până oraș sau ceva? O să mă ocup eu și de el. Am auzit de asta.
Adică o să mă ocup, pot să vorbesc cu el și lui Iustean rând pisica. Eu aveți schema cu pisica, domne, cu pisica. Bună, treaba cu pisica. Ce să zic, am mare alergie. Am ajuns și aici. Hola, amigo. Gigere, tu ești? Gigere, tu ești? Nu e Gigel, doamne, nu, vezi că nu prea vorbește română. Nu știu ce limba vorbește. Vino după mine aici. Tengo la polițistul silențiosa, domne. Perfecto. Stai în genunchi aici, bossule. Necesitam încă 5.000 că e polițist. Si, claro. Dame Costita, banii. Apropo, acestos polițistul e începătorul. A dat șpagă să intre în poliție. Adică, dar o șpagă para intrare în poliția. Cortemonos ecueo. Cortemonos... No, 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 no. No, 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 no. No, please, no, no, no. Don't do it. Don't, don't. Păi, do înregistrat video. I'm friendly. I'm friendly, I'm friendly. No, no, don't, don't. No, aș vrea să înregistrez pentru portofoliu, para portofoliu înregistrat. No, no camera, no camera. Ok. Don't do it, my friend, don't do it. Matar, matar! Tu te vas ahora? I will leave now. Thank you, man. Si. For the money, very nice. Trebuie să prind asta. Mamă, ce dăi de... Patru cașe de VPS-uri frumos. Și poze și video în același timp. Ăla e mort pe acolo, leșinat. Mă bucur că am prins asta pentru portofoliul meu. E incredibil. Foarte tare, domnule. Și spaniolul a murit și el? Sau italian sau ce era ăla? E very nice, good, good, good job. Da, doamne, mai dăm și de oameni ăștia. Spanioli, ruși. Uite, să mă duc să arunc mașina asta undeva ca să nu știe lumea. Uite, să o arunc în lac. Pentru că acum știe spaniolul ăla. Ce mașină aveam și poate... Mă dă la poliție. Ajungem aici. Teremus, Palas, Turcihos și toți ăștia. Și
Și s-a înserat, s-a făcut noapte, nu cred că mai avem timp să mai luăm vreun job. Pentru că noaptea nu prea lucrez, că mi-e frică de golani. Păi fi eu hitman, dar tot mi-e frică. Unde pot să arunc mașina asta? Oricum era mașina stricatos. Curatos. Aoleos! Mi s-a udat și aparatul, acum nu mai pot să nu mai merge. Trebuie să-l pun la uscat. Păi doamnă, fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut episodul cu Hitman. N-am mai făcut de mult un episod cu Hitman și mi-a cerut foarte mult dintre ca să facă un episod de Hitman. Dacă v-a plăcut notul ăsta, am un like, bineînțeles, să vă abonați și să dați click pe clopoțel, iar noi ne vedem la viitor. Ba! Mamă, n-am mai vorbit atât de repede de mult. E stricat. Ciao. Nu m-am blocat, doar mă gândeam. Mă gândeam la cum ar fi dacă... Hei, dacă ți-a plăcut video, nu uita să apeși butonul de like, apreciez enorm. Dacă vrei să te uiți și la alte videouri, click chiar aici pentru videoul anterior sau aici pentru video random. Iar dacă îți place canalul, abonează-te chiar acum. Click pe fața mea. Gen, știu că poți face asta, am încredere în tine.